Potrivit președintelui CRP Vâlcea, pensionarii s-au împrumutat în număr destul de mare în această perioadă, dacă luăm în calcul și perioada sărbătorilor pascale. Președintele CRP Vâlcea face încă o dată apel la politicieni să-și aducă aminte și de cei mai în vârstă dintre noi, nu doar în timpul campaniei electorale. S-au realizat 345 de împrumuturi într-o sumă totală de 695.310 lei, din care la 6.000 de lei sunt numai 3 împrumuturi, la 5.800 este un împrumut, la 5.400 împrumuturi și la 4.500 două, la 4.000 sunt 11 și aș vrea să mă urc puțin mai sus la piramida asta a sărăciei, cum am botezat-o într-un rând. Ducât la 100 de lei s-a realizat un împrumut, la 200 de lei 3 împrumuturi, vă dați seama ce poate să facă cel care a împrumutat 100 de lei, ce poate să facă cu banii ăștia, cum a fost acum și în preajma sărbătorilor de Paște. La 250 sunt 2 împrumuturi, la 350 sunt de asemenea 6 împrumuturi, la 500 sunt numai 4. Deci, așa cum am căutat eu să explic mai întotdeauna, aici la CRE, la pensionari, și nu poate n-o fi numai la CRE-ul acesta de pensionari, aceste împrumuturi vorbesc la sine despre mărimea sărăciei și valoarea, valoarea, să zicem așa, a pensiei fiecăruia. Pentru că la valori mici ale pensiei, se împrumută și se realizează și împrumuturi destul de mărunte. De aceea adresăm încă o dată, cum am adresat-o de atâtea ori, în numele pensionarilor care vin în fiecare zi aici și se plâng de aceste treburi, adresăm celor care ne conduc să acorde mai multă atenție pentru mărirea punctului de pensie și pentru toate celelalte ajutoare care pot fi acordate, pentru că și acești pensionari au trudit o viață întreagă și acum ar trebui să-și regăsească această trudă, să-și regăsească undeva într-un spor, să zicem, la valoarea pensiei. Casa de ajutor reciproc a pensionarilor este o organizație cu caracter civic, persoană juridică de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, apolitică, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală și asistență mutuală. Organizația are caracter social, umanitar, filantropic de binefacere, urmărind sprijinirea materială a membrilor săi prin acordarea de împrumuturi rambursabile, acordarea de ajutoare nerambursabile, prestarea contra cost a unor servicii realizate prin ateliere proprii organizate și controlate de CRP.